Având în vedere faptul că meteorologii au anunțat pentru perioada următoare o răcire accentuată a vremii, fiind luate în calcul inclusiv precipitații sub formă de ninsoare, autoritățile locale încearcă să nu fie prinse pe picior greșit la căderea primei zăpezi. În acest caz, primăria municipiului Drobeta-Turnu-Severin a anunțat că este pregătită să intervină pentru combaterea poleiului și dezăpezirea arterelor de circulație din oraș. De ziceți că iarna poate să vină, suntem pregătiți, da? Poate să vină, am acționat pe programul de dezăpezire, utilajele sunt echipate, pregătite pentru acțiune, am aprovizionat stocul de material antiderapante. Domnul director, de 2 ani vă chemim să faceți noastră un ban pe dezăpezire și nu reușiți. Așa este, domnul primar, în special că am și achiziționat utilaje noi. Dar nefolosite, nu? Pe zona dezăpezire. Pe zona dezăpezire. Important este să fim pregătiți, da? Ninge, nu ninge, nu noi știm, Dumnezeu de sus știe dacă va fi sau nu o iarnă grea. Cel mai important lucru să avem toate utilajele pregătite, să putem acționa. Și mai e un lucru, am dat în folosință străzi noi, în cartiere noi, să le prindem printr-o hotărâre de Consiliu în același timp, da? Să intervenim și pe aceste străzi. Severinul este pregătit să primească primele ninsori din 2021. Este împărțit pe 6 sectoare pentru a acționa conform planului de dezăpezire. Și anul acesta nu se va interveni doar pe arterele principale de circulație, ci și pe trotuare și străzi înguste. În spatele meu avem utilajele gata pregătite, funcționale. Suntem chiar în curtea operatorului de dezăpezire. Ne-a mai dat încă o dată semnal că lucrurile funcționează, ne-a lămurit că avem toate utilajele puse la punct, rămâne să vedem dacă va ninge. Știți și noastră, de 2 ani de zile nu avem zăpadă, de o parte mi-aș dori să avem și zăpadă pentru noi, pentru copiii noștri, să ne bucurăm sufletește de zăpadă iarna, de sărbători, dar pe de altă parte, faptul că nu este zăpadă ajută puțin primăria, în sensul că nu mai plătim costuri. Am avut costuri și de 36 de miliarde, cum erau atunci bani vechi, adică cred că la vremea respectivă aproape 1 milion de euro, într-o iarnă dificilă. Nu eram eu atunci primar, dar eram viceprimar și am văzut ce înseamnă dezăpezirea atunci când chiar ninge. Pentru că multe cartiere din municipiul Drobeta-Turnu-Severin au fost reabilitate și modernizate anul acesta, zonele care vor necesita dezăpezire sunt mult mai numeroase. Suntem pregătiți să intervenim, sunt materiale antiderapante și mai ales în acest moment trebuie să venim cu o hotărâre de Consiliu să intervenim și în acele zone în care nu se intervenea înainte din cauza modului în care erau construite străzile, străzi de pământ, de nisip, de pietriș. În acest moment le-am asfaltat, le-am modernizat, sunt cartiere întregi unde trebuie să intrăm în acest moment cu dezăpezirea în cazul în care va fi nevoie. În prezent, 16 utilaje profesionale sunt gata să intervină. Pentru aceste zone am pregătit toate utilajele care le avem în comandamentul de dezăpezire, respectiv 16 utilaje, din care 10 multifuncționale cu lamă și sărăriță, plus alte 2 sau 4 utilaje dacă vom fi nevoiți să degajăm zăpada. Nisipul este de ajuns, sarea? Avem stocurile asigurate de nisip și de sare, respectiv 200 de metri cub de nisip și 500 de tone de sare și 1 tonă de inhibitor de coroziune. Dacă se va impune, avem contracte cu furnizorii și vom putea suplimenta aceste stocuri. La nivelul administrației s-a stabilit un plan de acțiune și s-au luat măsuri în vederea asigurării acestor activități prin aprovizionarea din timp cu stocurile de materiale antiderapante necesare.